Lucrările de asfaltare a străzii principale din zona de faleza Orșovei, care a cunoscut o dezvoltare foarte puternică în ultimii ani, vor fi efectuate anul acesta. Proiectul a fost finanțat din fonduri guvernamentale, contractul fiind semnat încă din anul 2017, atunci când la conducerea țării se afla Partidul Social Democrat. Asfaltarea celui mai important drum din Orșova vine în continuarea unor alte proiecte realizate cu succes în anul trecut, schimbarea întregii rețele de apă, precum și asfaltarea altor 20 de străzi, acestea nemai fiind asfaltate de peste 40 de ani. Asta e antifisura de la o jumătate de metru. El de aia și este și de fabrică, de 3 metri, de 4 metri în raport de lățimea drumului. Dar trage, trage la 20 de centimetri mai aproape. Vedeți până la 20 de centimetri, da. Și aici mai completăm, nu-i problemă. Cel mai important proiect din județul Mehedinți începe să prindă contur, însă având în vedere faptul că acum la conducerea țării se află PNL, se afirmă că nu ar mai exista suficiente fonduri pentru continuarea proiectului. La invitația primarului municipiului Orșova și a liderului consilierilor PSD din Orșova, am venit astăzi să verific modul în care se desfășoară lucrările pe un proiect de o valoare foarte mare, finanțat prin Program Național de Dezvoltare Locală și aprobat încă din 2017 de către guvernul PSD, unul de fapt dintre multele proiecte finanțate de PSD în județul Mehedinți. Mă bucur să văd că se lucrează bine, se asfaltează acum de fapt cea mai importantă stradă din municipiul Orșova, de altfel s-a și reabilitat rețeaua de alimentare cu apă în municipiul Orșova în același proiect, adică sunt lucrări importante pentru locuitorii din Orșova, locuitori care de altfel au fost foarte mulțumiți și sunt mulțumiți și am văzut asta și din reacția pe care au avut-o astăzi, atunci când m-au văzut împreună cu primarul, cu domnul consilier local Popescu, președintele PSD Orșova și cu domnul senator Masilu, atunci când am venit să vedem cum se lucrează. Evident că mai e de lucru pe acest proiect pentru care, așa cum spuneam, o valoare mare, dar Orșova se dezvoltă încet, dar sigur, cu sprijinul Consiliului Județean și votul consilierilor locali. Asfaltarea falezei face parte dintr-un program național de dezvoltare locală promovată de Partidul Social Democrat. Mă bucur că sunt astăzi aici, e o lucrare importantă, un proiect mare, cel mai mare din județul Mehedinți, semnat și promovat de guvernul PSD din acea vreme. Iată că prinde contur, sper să ajungă la finalitate. Face parte din programul de dezvoltare promovat de PSD și Programul Național de Dezvoltare Locală. Vedem că astăzi guvernul Câțu îl sugrumă pur și simplu pentru că a anunțat că nu mai au bani pentru așa ceva. Lucrările care sunt în derulare nu vor fi finanțate în continuare. Presupune probabil, mă rog, pierderi masive atât pentru constructori cât și pentru administrațiile locale. Lucrările executate deja trebuie conservate în faza în care sunt. Este aproape de neexplicat ceea ce se întâmplă. Un guvern care s-a lăudat că promovează investițiile nu face altceva decât să le sugrume. Și eu cred că va trebui să luăm o atitudine foarte fermă și până la urmă românii, primarii, administrațiile locale, toți cei care sunt implicați în ceea ce înseamnă dezvoltarea localităților lor, vor trebui să constate cu regret că acest guvern este un guvern irresponsabil care nu numai că nu duce către investiții noi și nu realizează lucruri importante, dimpotrivă le distruge și pe cele pe care au fost începute pe guvernarea PSD. Revenind la proiectul de aici, eu sper să fie lucrări de bună calitate și durabile pentru că cetățenii Orșovei au nevoie de străzi asfaltate, de să circule corect, să circule bine, iar această faleză extrem de frumoasă de pe malul Dunării, sigur că este foarte important să rămână frumoasă, mai curată decât acum și să bucure pe toți cei care locuiesc în acest oraș și pe turiștii nu puțini care vin la noi, la Orșova, pe malul Dunării și în crisura Dunării. Sunt lucrări importante ce vizează Orșova. Locuitorii au primit cu interes acest proiect, arătându-și mulțumirea față de autoritățile locale și județene aflate pe teren.
având în vedere faptul că în această perioadă implementăm un proiect foarte, foarte important pentru comunitatea orșoveană, un proiect care a fost finanțat și este finanțat din fonduri guvernamentale, contractul de finanțare practic fiind semnat în 2017, când la conducerea țării se afla PSD-ul. Mi s-a părut normal și firesc ca să-l invit astăzi pe președintele Consiliului Județean Mehedinți pentru a observa, pentru a verifica cum decurg lucrările pe un proiect de o asemenea anvergură. M-am bucurat când am observat că domnul președinte a răspuns afirmativ acestei invitații. După cum spunea și dumnealui, este un proiect foarte, foarte important pentru comunitatea orșoveană, 8.500.000 de euro, cel mai mare proiect implementat vreodată de Orșova de la Revoluție încoace. Am schimbat întreaga rețea de apă și iată-ne că la momentul acesta asfaltăm cel mai important drum din Orșova, faleza Dunării. Mă bucură și mă onorează vizita domnului președinte Aladin Georgescu, mă bucur că alături de dumnealui se află și domnul senator Liviu Mazilu. Nu pot decât să mă bucur că am sprijinul domnului președinte și pentru viitoarele proiecte posibil finanțate din fonduri de la Consiliul Județean. Asfaltarea falezei din Orșova a fost o reală bucurie atât pentru locuitorii orașului, dar și pentru turiștii aflați în zonă.